Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Am deosebită plăcere de a-l avea alături de mine în această seară în platoul Sălăjanul TV pe profesorul și antrenorul Gheorghe Tadici. Așa cum îmi place mie să o spun de fiecare dată, omul care a realizat cea mai mare performanță la nivel de echipă națională din handbalul feminin românesc din ultimii peste 40 de ani. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru faptul că ne onorați încă o dată cu prezența. Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să începem cu echipa de club, pentru că așa e normal. Vorbim de o primă parte a campionatului, exceptând meciul cu CSM București, sigur vorbim de cu totul alte pretenții la acea echipă. Avem în față 7 victorii, o remiză și 4 înfrângeri, dacă nu greșesc. Da, deci a fost un tur de campionat, chiar dacă a fost parțial, un tur de campionat foarte bun. Am continuat, de fapt, și în ultimele două jocuri cu o prestație bună și cu, deci cu două jocuri bune, respectiv la Bistrița și ultimul meci din turul campionatului cu Slobozia. Meciul cu, într-adevăr, în mod normal, eu am mai spus-o, meciurile astea cu CSM București nu prea ar trebui luate în considerare, pentru că e greu cu o echipă cu jucătoare tinere, 100% să-i spun așa românească, să joci cu o multinațională, cu jucătoare vârfuri sportive, practic din 6 echipe naționale, cu foste sau cu viitoare jucătoare de echipă națională din România. Cu toate astea, după cum se știe și ați văzut, am stat acolo lângă ele în jur de 35-40 de minute. A intervenit o stare de obosare pentru că noi am avut un efectiv mic la București din punct de vedere numeric și valoarea jucătorilor de la CSM în aceste condiții care le-am expus, sigur că nu prea se face diferență în momentul în care intră unele, ies altele și au în permanență o prospețime. E greu să ții ritmul timp de 60 de minute cu unei asemenea echipe. Dar este o echipă valoroasă, plătită pe măsură, cu niște bani grei. Probabil că următoarele 6 echipe după ele nu au bugetul lor și nu l-au în mod sigur. Așa că, nu știu, am spus-o mereu, nu știu care este identitatea acestei echipe cu 12 jucătoare din 16 străine. Nu mi se pare o normalitate pentru că nu prea ajută și nu ajută cu nimic, aproape cu nimic, echipa națională. Se investește mult, iar echipa națională nu poate să fie formată decât din jucătoare care ies, pe care le dă campionatul României, respectiv Liga Națională, și desigur una, două, trei maximum din ce evoluează pe afară, care, să fim serioși, cu excepția lui Neagu, Cristina, sunt jucătoare care se găsesc în continuare și în Liga Națională. Dacă e să privim și celelalte ediții, domn profesor, a fost întotdeauna o singură echipă, cum spuneați în cazul de față CSM București, a fost Baia Mare, a fost Olchimul, echipe care practic au făcut oarecum legea, dacă e să o spun cu ghilimele de rigoare, în campionat, celelalte practic n-au avut nicio șansă în fața lor. A fost practic o favorită certă în ultimii ani. Da, bine, și Olchimul și Brașovul la un moment dat și Baia Mare acum în ultima perioadă, la fel cum este CSM-ul, deci cu un buget similar, eu știu, la Cluj, la Zalău, la Bistrița sau în altă parte, probabil că s-ar face la fel, pentru că jucătoarele astea din Suedia, din Norvegia, din Danemarca, din Croația, din Franța, și de pe unde mai sunt, Belarus, mă rog, nu vin aici pentru că le place foarte mult să stea în România sau de ochii frumoși ai cuiva sau că
e cineva blond sau brunet sau vin clar pentru bani. Pe undeva e normal, au găsit un Eldorado, e o perioadă Eldorado în România cu noi, cu economia care duduie, ne permitem și asta e. Eu repet, nici când eram antrenor la echipa națională, nici acum, sau mai mult, cu atât mai mult atunci, nu am agreat o astfel de strategie, pentru că România în Uniunea Europeană, din punct de vedere economic, este acolo unde este și nu cred că poate să e normalitate să-și permită, cu atât mai mult cu cât pe mine mă deranjează că se întâmplă de la bugetele locale situații care atrag după aia o pedeapsă practic pentru tot sportul românesc. S-a discutat în legătură cu și se discută în continuare în legătură cu finanțarea de la bugetele locale. Dacă nu s-ar întâmpla așa, tot sportul românesc ar fi în colaps, ar fi paralizat, o situație care probabil că în două cicluri olimpice n-ar mai putea fi remediată. Am propus, știți foarte bine că am avut discuțiile astea și cred că ar fi s-ar intra într-o normalitate dacă din banii de la bugetele locale s-ar stabili o grilă salarială care poate fi acordată. Iar tot dacă mare președinte, întâmplător sau conducător vremelnic vrei să te dai mare, fă pe munca ta, adu bani privați și atunci poți să le dai cât vrei, și 20.000 și 100.000 de euro pe lună. Dar așa, cu salarii din astea de 8, 10, 12, 14, 16.000 de euro pe lună, plus taxele și impozitele, este, în opinia mea, este inadmisibil să-ți bați joc de banul public în halul ăsta, în condițiile în care sunt atâtea lucruri necesare și sunt atâtea lipsuri în domenii de care se cunosc. Spunea Petrache, domn profesor, înaintea meciului din Liga Campionilor de vineri despre acel centru, practic, un fel de revitalizare a centrurilor de la CSM București. Ar trebui probabil făcut la nivel național un astfel de procedeu. Totuși, nu știu, ar putea merge pe două flancuri, adică promovăm tinerile talente, promovăm elementele autohtone, însă le prezentăm, exact cum spunea dumneavoastră la începutul emisiunii, le prezentăm jucătoare străine. Deci, probabil, mulți vor să facă sport de masă. Ceea ce fac ei este vorba de sport de masă, unde se cheltuie foarte mult, nu atât pe pregătirea acestor copii, cât pe, eu știu, echiparea lor, pe alte componente care nu știu chiar dacă sunt chiar atât de importante, inclusiv pentru sănătatea lor. Deci eu sunt de acord că tineretul trebuie scos din situația în care este acum, nu insist pe problema asta pentru că se discută foarte mult, și a dus pe terenul de sport să creștem o generație aproximativ sănătoasă, pentru că sunt mari probleme la nivel de copii, începând de la vârstă școlară timpurie și trecând prin școala gimnazială și ciclul liceal. Dacă intri în curtea unei școli într-o pauză, nu prea-ți vine să crezi că vezi niște copii sau niște fete care vor deveni mame peste câțiva ani, fete de clasa 10, clasa 11, clasa 12, sau niște copii, niște băieți care de asemenea trebuie să rezolve problema de producție sau productivitatea muncii. Dar este un alt aspect. Noi suntem la emisiune sportivă acum pe teme de sport și cred că cei care sunt puși să facă strategii, să gândească strategii la nivel național, pentru că nu se poate rezolva local problema asta, trebuie să vină la nivel de ministere, Ministerul Învățământului în primul rând,
și nu se rezolvă cu încă o oră de sport sau încă două ore de sport, pentru că nici orele de sport care sunt acum nu sunt făcute sau nu dau un randament poate nici de 30-40% din ceea ce ar trebui să se întâmple. S-a discutat mult, domnul profesor, de legea educației fizice și sportului. Ați avut chiar și dumneavoastră un aport. Cum o vedeți sau cum o comentați, practic, legea de astăzi? Ne învârtim în jurul degetului, ca să zic așa. De 20 de ani nu reușim să venim cu niște lucruri concrete. Fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare cum vin la putere sau la schimbă ce a făcut celălalt, indiferent că a făcut bine sau că a făcut rău. Și atâta timp cât nu ai o strategie care să aibă continuitate, rezultatele nu pot fi nici spectaculoase, dar nici măcar pozitive. Vă spuneam despre ceea ce e tineretul nostru și păcat. Eu sigur că am o altă pregătire și am fost altfel pregătit. Am făcut și facultatea la zi și am avut profesori care ne-au spus și ne-au convins de menirea pe care o avem noi, profesorii de sport și profesorii în general, pentru că același lucru se poate vorbi și la celelalte discipline din programa școlară, dar este foarte adevărat că școala a fost așa cum a fost, diplomele s-au obținut așa cum s-au obținut, specializările nici nu s-au mai făcut sau nu mai există, iar aceste așa zise cursuri de perfecționare, care principala lor menire sau principalul obiectiv este acele 3, 5, 7 milioane pe care îi dai, la fel cum la cursurile de master coach, spre exemplu la noi, în handbal, care au devenit și să forțează aceste, să ai această hârtie sau această diplomă. Sunt importanți și 4.000 de euro pe care îi dai pentru 2 ani de zile, la care sigur că mai trebuie să cheltui destul de sănătos încă vreo 2-3.000 de euro pe cazări și pe mese, ca să te duci, să stai, să privești. Nu pot să vorbesc, e o emisiune televizată, te duci bută și vii lemn de acolo. Nu, adică în sensul că nu acumulezi sau nu asimilezi ceva care să poți să vii și să aplici. Pentru că o strategie poți să-ți o faci în funcție de materialul care îl ai, în orice domeniu. Deși la noi, în materie de performanță, trebuie să, funcție de materialul, de elementele pe care le ai, în primul rând calitățile fizice, și nu pot fi rupte de cele mentale, care sunt cele mai importante, calități mentale care, după școala care se face, sunt din ce în ce mai limitate. Pe Facebook și pe calculator și pe... nu te dezvolți, după cum se știe. E o inteligență din asta emoțională. Procentul de 42% care, în urma studiilor care s-a făcut la nivel de Uniunea Europeană în legătură cu analfabetismul ăsta emoțional, este elocvent pentru România. 17% sau 18% Bulgaria, după care toate celelalte să vină între 3 și 8%. Este un decalaj extraordinar de mare, dar văd că nu deranjează pe nimeni și e bine să ai cât mai multă prostime.
Putem spune, domnul profesor, că este o problemă și la nivel de familie, din partea părinților vorbesc, în ceea ce privește, sau ce privește pe elevi, pe copiii noștri până la urmă, și spre plecarea lor spre sport. Absolut, absolut. Ei vin de acasă, nu? Unde își petrec cea mai mare parte în familie. După cum sunt sigur că ați văzut și a văzut toată lumea și cei care ne ascultă și ne văd copii de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, care părinții le dau de mâncare și le pun tableta alături. Ei sunt cu ochii pe tabletă și mănâncă. Ce să spun? Asta este practic o crimă față de propriul copil, în opinia mea. Pentru că nu vreau să dezvolt ce înseamnă să mănânci și să nu știi ce faci. Deci tot inteligența asta emoțională o promovez. Așa și, mă rog, asta cred că puteți să le discutați mai bine cu niște psihologi, cu niște sociologi, cu niște oameni care sunt implicați în materie de învățământ, de cultură și de care se ocupă de educația tinerii sau generațiilor tinere de la clasa întâia sau de la cămin și până la absolvirea facultăților. Revin, domn profesor, la partea de handbal și practic vorbim de două generații, de generația dumneavoastră, antrenor cu experiență, și de cea puțin mai tânără. Vorbim chiar și la nivel de conducere, de un președinte tânăr, practic de Alexandru Dedu, care l-a înlocuit pe Cristian Gațu. S-a îmbunătățit în vreun fel handbalul românesc sau arată mai bine în ultimii ani de când este Dedu președinte la Federația de Handbal? Deci la toate nivelurile o spun deschis, chiar dacă voi fi judecat, mie îmi place să spun adevărul în față, la toate nivelurile, ceea ce vă referiți dumneavoastră, s-au îmbunătățit partea de pretenții financiare, materiale. Deci, cu muncă mai puțină, pretențiile financiare sunt mult mai mari. Deci, dacă vreți de sus în jos, sau de jos în sus. Domnul Dedu, la început părea că ar fi bine intenționat, nici acum nu-l judec, dar se întâmplă prea multe lucruri, iar dânsul spune peste tot, și în consilii de administrație și în misiuni, că se ocupă doar de echipele de seniori și senioare. Ori asta înseamnă că o piramidă, unde în vârf sunt echipele de senioare, nu? Piramida este întorsă cu vârful în jos. Dacă baza, n-ai grijă de bază, n-ai cum să ai o piramidă, un vârf de piramidă de valoare. Valabil în orice domeniu și în orice activitate. Uitați-vă, au dispărut școlile profesionale, nu mai găsește niște meseriași. Dacă vrei instalator, îl găsești foarte greu. Tot ăștia, generația de după 50 de ani, 45-50 de ani, sunt ăia care sunt pricepuți, deși la noi, la sport și la handbal, recte handbal, situația este la fel. Vin copii la nivel de infrastructură la copii și juniori, unde ar trebui să se insiste. Dacă vreți, luați-o de la Zalău sau din orice parte, este foarte precară. Toți jucătorii care au trecut pe la, să zicem, pe la Liga Națională vor să antreneze echipe de seniori de Liga Națională sau eventual chiar niște loturi de cadeți, juniori sau tineret, sau chiar senioare, așa, seniori și senioare. Nimeni nu vrea să meargă la nivel de copii, la începători, unde e muncă și e pasiune și unde se învață de altfel meseria. Și e motivul pentru care foarte mulți sportivi din ăștia care au terminat în ultimii 8 ani, 10 ani cu activitatea sportivă, după un an, doi, au venit și s-au lipit întâi antrenori secund sau cât s-au lipit
dar multe cazuri, multe situații, nu vreau să le nominalizez acum, chiar antrenori principali, au avut după un an sau doi maximum eșecuri, că sigur mai merge din inerție o vreme, după care începe să apară munca. Deci, asta este situația. Domnul Dădu, îi spuneam și săptămâna trecută și am văzut că într-o emisiune în direct a recunoscut aportul lui Tadici, pentru că l-aș fi tras de mâine, că nu, ei am spus adevărul în cadrul organizat, în Consiliul de Administrație, deci numai în cadrul organizat și sigur că am mai vorbit și cu oamenii de handbal, pentru că vedeți, și eu sunt pentru ca încep cât mai repede tinerii frumoși și liberi să promoveze, dar fără expertiză nu ai cum. Ei nu vor să câștige și să dobândească expertiză și vor direct sus, vor vârfuri, vor contracte mari, nu văd decât excursii, croaziere, eventual weekenduri cât mai bine garnisite pe bani, pe costuri cât mai mari și nu vin cu ceva plus. Eu nu vorbesc acum, nu pot să generalizez. Sigur că societatea întotdeauna a avut, are și va avea niște vârfuri, adică vor fi și vor exista elite. Dar e vorba de marea, din păcate, de marea masă. Deci noi, până acum, echipa națională a trăit cu niște medalii în ultimii 10 ani, cu niște jucătoare care erau și în 2005, și în 2007, și în 2008 la Olimpiada de la Beijing. Acestea au început pe o situație absolut normală. Din punct de vedere biologic, s-au adunat anii, au început să slăbească și selecția, practic, este permanentă, ca în orice alt domeniu. În permanență trebuie să te îngrijești de anticamere. De ce spuneam? De bază, care să le duci spre junioare, spre tineret și să le țin anticamera echipei naționale care să le promoveze într-un an, doi, trei de ligă. Așa cum am mai spus-o, m-a surprins sunt personaje care răspund de activitatea asta la nivel de federație. În urmă cu două săptămâni chiar m-a surprins un personaj care răspunde de handbalul masculin, care a venit să spună că e bine că vin jucători străini pe bani mulți în România, dar el își dorește ca mulți jucători seniori să plece ca să facă loc jucătorilor tineri, adică să plece românii ca să poată să vină românii. O chestie aberantă, noi zic utopică, dar demnă de niște oameni cu ceva probleme de handicap la etaj. Să plece românii ca să vină, ca să poată să aibă loc românii. Și, bineînțeles că stă acolo de vreo 10-12 ani, handbalul masculin este tot în lumea a doua, dacă nu a treia, a fost și în lumea a treia. Am avut meciuri pierdute și cu Finlanda, și cu și cu Israelul, și cu... În sfârșit, asta e situația. Deci, începe la nivel de vârf, de echipe naționale, încep să plece jucătoarele și jucătorii care au făcut ceva performanță. La băieți suntem tot acolo cu voleiul, cu basketul, ceva mai bun, dar pe aproape. Lucrurile, sigur că în momentul în care jucătoarele din 2007, 2008, 2009, 2010 urmează și Neagu, care a fost, ca să zic așa, promovată la echipa națională în 2007 la Mondialul din Franța și la Olimpiada de la Beijing, în câțiva ani să renunțe, eu știu, să dea Dumnezeu să ducă ciclul ăsta olimpic până la capăt, iar jucătoare din astea, campioane mondiale, a fost campioane
europene, la junioare sau la tine. Da, înseamnă că au avut ceva, au avut valoare. Dar pe două, pe două generații. Generația de 97-98. Generația de 95-96. Când vii la senioare, trebuie să joci la senioare, indiferent că ai 19, 23, 27, 28 sau 30 de ani. E acolo. Este adevărat că și pe plan european și pe plan mondial, nivelul a scăzut mult. A scăzut și la handbal, ca și la toate celelalte discipline sportive și mă refer în principal la sportul de echipă, dar și la sportul individual. Nivelul nu mai e cel care era în urmă cu 10, 8, 10, 12 ani. Luăm o scurtă pauză de publicitate, domn profesor, și revenim în câteva minute. Am revenit în studioul Sălăjeanul TV cu emisiunea Arena Sportivă, alături de mine profesorul și antrenorul Gheorghe Tadici. Domnule Tadici, vorbeam de echipa națională, de ceea ce se întâmplă la nivel de federație. Aș vrea să revenim puțin și la echipa de club și să vă întreb cam când sau pe când preconizați o nouă convocare de la clubul nostru la echipa națională, la un nou ciclu de pregătire. Practic, la urmă, este vorba de un nou ciclu olimpic. Da, deci mai bine să vorbim de echipa noastră, pentru că și pe mine mă interesează, în primul rând, ceea ce se întâmplă pe plan local. Mă interesează ca oamenii care susțin și comunitatea care susține echipa asta, în cazul nostru, comunitatea județeană, pentru că noi suntem finanțați de către Consiliul Județean în proporție de 98%. Și normal că mă interesează ca oamenii să fie mulțumiți, mă interesează ca acestei comunități județene și implicit normal că numele echipei este Handball Club Zalău, deci și al municipiului Zalău, să fie reprezentată cât mai bine la nivel național și internațional, chiar dacă de 2 ani de zile, 3 ani de zile nu mai evoluăm în cupe europene, dar am făcut destule turnee internaționale cu echipe din diverse națiuni și țări, să reprezentăm, așa cum spuneam, cât mai bine și cât mai, dacă se poate spune așa, cât mai elegant. După cum știți, echipa noastră este o echipă formată din jucătoare tinere, 100% românce, jucătoare care de regulă la Zalău vin jucătoare și spun și declară treaba asta, jucătoare care vor să urce, să crească în 2-3 ani de zile. Avem numărate exemple la nivel de Ligă Națională cu jucătoare care au stat aici 4, 5, 6, 7 ani de zile, au urcat spre echipa națională după o muncă foarte grea, jucătoare care ulterior, gen Ciuciuletă sau gen Băbeanu sau Tamaș Tereza sau Ivan Raluca sau altele, multe altele, au mai făcut parte sau n-au mai făcut parte din echipa națională. După cum știți, și Opuiu a venit la nivelul la care a venit, a ajuns spre echipa națională, a fost selecționată, nu numai de mine, a fost selecționată și de cei care au venit după mine, și de Ride, și de... După care, din păcate, a dispărut și ea, sau a intrat într-un, mai bine zis, într-un cont de umbră. Ca să vă răspund la întrebare, avem o pleiadă acum de jucătoare care, în opinia mea, și în acest ciclu olimpic care a trecut, ar fi trebuit să fie la echipa națională, dar în orice caz, în luna noiembrie, când a fost trofeul Carpați, cred că
trei sau patru ar fi trebuit să fie acolo. Am declarat atunci că nu îmi pare foarte rău pentru că ar fi stat vreo 8-10 zile pe acolo și pe semne că la campionatul european nu ar mai fi ajuns, nu ar fi, mai fi fost luate. Cred că de anul ăsta vor pătrunde spre echipa națională o serie de jucătoare sau două, trei, ar fi foarte mult, ar fi destul de, un număr destul de însemnat dacă ar urca un două, trei jucătoare. Eu cred că și pot și sunt capabile. Nu îmi ceresc că nu le nominalizez, că de regulă când le nominalizez, atunci imediat în frumoasa noastră notă, imediat li se urcă la cap și cred că trebuie să muncească după aia mai puțin și că nu mai au de acumulat, mai au toate mult până departe. Așa cum vă spuneam și de jucătoare astea, campioane mondiale sau europene, Laszlo, Bazaliu, au foarte mult, sunt făcute vedete din astea de talentate, au calități, dar deocamdată nu sunt. Nu sunt nici apărătoare, nu sunt nici atacante, nu sunt nici, n-au nici constanță și nu pot să facă pentru echipa României sau să ducă echipa României la niște rezultate foarte bune. Revenind la noi, sunt două, trei, poate din vreo patru sau cinci, ori să se aleagă sau să convoace două sau trei, e treaba lor cum să după aia cum se impun acolo, cum ce tărie de caracter și ce dorință au de a sta la vârf. Normal că își doresc, eu cred că își doresc, pentru că odată ajuns acolo intră în atenția cluburilor mari care și plătesc foarte bine. Și deci răspunsul meu este că puteau să fie luate încă de din toamna trecută. Cred că vor, vrând nevrând, vor urca, pentru că în opinia mea și experiența mea, și cred că am dreptul ăsta să gândesc și să cântăresc din punct de vedere valoric, sub toate aspectele, desigur, la echipa națională au fost câteva jucătoare, nu acuz antrenorii, Doamne ferește, fiecare antrenor are încredere în anumite jucătoare și dar au fost câteva jucătoare care nu prea aveau ce să caute deocamdată pe acolo, poate că în următorii 2 ani, 3 ani, nu știu. Selecția la echipa națională nu faci cu buletin în mână, o faci pe valoare și pe ceea ce poate să joace la nivel de echipă națională, după cum dacă o jucătoare este golgetere de la o anumită echipă, să zicem de locul 8 sau de locul 7, de locul 10 sau 12, nu înseamnă că este jucătoare de echipă națională. Asta este în opinia unor spectatori, eu știu, oameni care se ghidonează după ce văd într-un anumit meci, a dat 10 goluri, gata, este jucătoare de echipă națională. Indiferent câte a dat din 7 metri, câte a dat pe niște oportunități de contraatac și nu în momentul în care îi faci coeficientul, poate să apară pe undeva la 0, plus 1 sau minus 2, minus 3. Dar oamenii văd golul și în rest golul și rezultatul. Sigur că și rezultatul până la urmă. Deci să sperăm că o să uite și spre ele. El era normal, zic eu, să se uite spre o echipă de locul 3. Bă, cum au ajuns astea pe locul 3? Locul 1 nu-l punem, nu? Locul 2 este o echipă care
are tot așa niște jucătoare care s-au plimbat. Pe la Olchim, pe la Baia Mare, pe la de la Baia Mare s-au transferat acolo. Deci fondul de jucătoare de valoare este foarte restrâns. Campionatul nu crește atunci când anumite jucătoare se mută dintr-o parte de la o echipă la o altă echipă. Nu așa crește nici fondul de jucătoare de valoare, nici concurența, nici nivelul unui campionat. Crește atunci când fondul de jucătoare este mare și îți creează probleme să faci selecție. Atâta timp cât în campionatul României sunt jucătoare de 38, 39, 37, 36 de ani și jucătoarele de 23, 24, 27 chiar de ani, 28, când după, dacă n-ai spus nimic până la 24 de ani, nu prea mai mare lucru de spus, sau 25 de ani, nu poate să le scoată afară, atunci deja e o problemă din punct de vedere valoric. Sigur că aceste jucătoare cu o carieră lungă, mai ales la nivel de echipă națională, au în spate și o muncă serioasă grefată pe niște calități fizice foarte bune de la mama natură, de la masa de acasă, și așa ajung la 37-38 de ani să fie indispensabile echipei naționale sau unor echipe de club. Pe seriozitate, pe viața care au dus-o în afara terenului, pentru că e foarte importantă, ceea ce, să fim serioși, nu prea se mai întâmplă la generațiile astea 19, 23, 24 de ani. Risipesc foarte mult chiar și pregătirea pe viața din afara terenului, care e foarte, o componentă foarte importantă. Ușați referire în prima parte a emisiunii de acea generație de campioane mondiale la junior. Avem și noi una dintre ele la Zalău, ați transferat-o în această iarnă pe Abed Kader. Cum s-a acomodat ea totuși la o echipă de top, vorbim o echipă de podium, după acea performanță cu echipa de junioare? Se acomodează greu, pentru că vine de la o echipă, deci ea a fost promovată după ce a terminat junioratul la o echipă Deva, care unde bazele sau performanța nu a fost sau nu s-a încercat să se dezvolte pe niște principii și pe niște sănătoase. În primul rând, n-a avut volum de muncă, n-a avut o pregătire, ca să spun așa, de mare calitate. Și pe exemplu, prin numai faptul că în decurs de un an și jumătate ea n-a fost de 6 ori sau de 8 ori într-o sală de forță, într-o sală fitness, cum îi spuneam acum, mă rog, o sală de forță. Deci ea, din momentul în care a venit aici, și n-a venit de mult, n-are încă o lună de zile, a făcut mai multe antrenamente de individualizare și de inclusiv la sala de forță, cât a făcut într-un an jumate în partea cealaltă. Deci n-ai cum să te dezvolți, pentru că în mod normal, în afara perioadei de pregătire centralizată, când e un volum mare de pregătire, condiții, mă rog, să zic, controlate din punct de vedere al odihnii, al medicației, al mesei, al programului zilnic, care trebuie bine corelat pentru a nu apărea accidentările care te scot după aia afară și rămâi în urmă cu pregătirea. Deci și sub acest aspect al componentelor antrenamentului sportiv și al performanței, la el a lăsat mult de dorit. Deci Abed Kader Dana are niște calități bune, dar
este campioană mondială, ce vreți să spuneți, la generația asta de 97-98, dar la fel ca și în cazul lui Lazlo sau lui Bazaliu, care au fost vârfurile această de, generație, are extraordinar de mult de muncă, în primul rând pentru a se impune și a se integra și a se impune la nivelul echipei noastre. Am răbdare cu ea, nu se poate face nimic peste noapte, nu se poate recupera. Sper să înțeleagă, am stat de vorbă cu ea și i-am spus ce vreau de la ea. Nu știu dacă postul de pivot este cel mai potrivit, dar poate să fie, în opinia mea, o bună extremă pentru că are viteză foarte bună sau un bun centru pentru că are calități de centru, însă trebuie să muncească mult, să câștige o viteză la ritmul de joc. Și când am spus că are viteză bună, asta nu înseamnă că are un ritm foarte bun de joc sau poate intra într-un ritm din ăsta de joc la ora asta. Are mari probleme și are mult de muncit în faza de apărare. La prima fază, care e replierea și până la ceea ce înseamnă apărare împotriva atacului pozițional al adversarului. Mult. De la poziția fundamentală care trebuia să o aibă de la junioare 2, 1, dar ca să finalizez, e material de lucru, dar depinde foarte mult și de partea, așa cum v-am spus în prima parte a emisiunii, foarte mult depinde de partea mentală a fiecare jucătoare și cât de repede pricepe, și cât de repede însușește, și cât de repede e conștientă de volumul și mai ales de calitatea muncii pe care o face, cât poate să se autodepășească la fiecare antrenament în parte, pentru că în momentul care iese de la antrenament să iasă mereu cu un plus, cât poate să-și analizeze ce reușitele și nereușitele de la un antrenament, să elimine și să mai adauge câte ceva, pentru că dacă vii la antrenament numai așa să-l bifezi, să vină ziua în care ți se alimentează cardul, anii trec repede și rămâi la un stadiu de mediocritate. Vorbeați de când ajunge la echipa națională, în ciclul olimpic următor, probabil. În încheiere aș vrea să vă întreb, domn profesor, și de cele două jucătoare pe care probabil spectatorii le așteaptă să revină pe teren. Nu mă refer la Claudia Constantinescu și portarul Mihaela Cheța Folti. Claudia se pregătește într-un ritm foarte susținut în ceea ce privește, deci la nivel de recuperare pe care o face în urma operației care a avut-o la umăr. E timpul de minim de recuperare de 5 luni de zile. Deci nu se pot arde niște etape și să o forțez să vină. Probabil că ar putea fi forțată după vreo 3 luni jumate, 4 luni, dar există riscul de a o rupe. Deci Constantinescu, am discutat cu ea, Claudia, și așa ceea ce gândesc eu va fi la noi, la echipă, transferul, în ghilimele, transferul verii următoare dintre campionate. Deci nu cred că îi voi da drumul mai repede de luna mai, iunie, cu mingea la capacitate sau la intensitate ridicată. Ea aleargă acum, se pregătește, brațul a câștigat mobilitate. Deci, batem, recuperarea merge bine și în parametrii care trebuie să fie. În cazul lui Mihaela Cheța, ea, după cum știți, a născut, a avut o problemă de sarcină, a avut o sarcină de risc de la început. De regulă, jucătoarele se mai pregătesc până prin luna
a treia, a patra, chiar dacă nu mai joacă sau nu mai fac efortul care l-a făcut. Spre deosebire de, să zicem, ultima care a născut la noi a fost Georgiana Ciuciuleta, care după două luni de zile a fost pe teren. În ceea ce o privește, au trecut ceva luni, vreo 6 luni, 7 luni de zile, datorită unui surplus de greutate pe care l-a neglijat, a făcut o fractură de stres, care înseamnă pe periost niște fisuri, pe periost la piciorul drept. Necesită o pauză. Nu știu când va reveni. Eu aș fi sperat și am crezut că undeva, acum, odată cu începerea returului, va fi aptă. Nu m-am gândit că până 1 martie nu va fi aptă. Să vedem. În săptămâna asta trebuie să facem o prelungire de contract și prin regulamentul de ordine interioară și contractul vechi care l-a avut. Să vedem ce o să fie. O să vedem dacă tot așa, dacă până în vară să reface sau nu. Deja are 2 ani jumate, să fac 3 ani de zile și clubul, oricât ar fi de înțelegător cu ele, nu e vorba numai de ea, oricare ar fi, până la urma urmei trebuie să ai jucătoare apte care să te ajute și să deconteze investițiile care se fac în ele, munca care să faci să deconteze pe teren prin rezultate. Mai avem 2 minute până la final, domn profesor. În câteva cuvinte v-aș întreba, sunt șanse reale să prindem un loc de cupă europeană în acest an? Sigur, implică mai mulți factori, în primul rând și partea financiară. Deci, speranța întotdeauna. Astăzi sper să fie mai bine decât ieri, mâine mai bine decât azi. E vorba de performanță, e vorba de sport, toată lumea vrea ce vrem noi, mai vor și alții. Lupta pentru locurile 3-4 e destul de încrâncenată, să spun așa, și foarte disputată. Sunt vreo 6-7 echipe cu obiectiv declarat de cupe europene. Deocamdată, noi, așa cum v-am mai spus, n-am avut obiectiv de cupe europene și nu avem. Vom vedea cum se va preciza, cum vor preciza finanțatorii, acționarii, sponsorii, colaboratorii acest aspect, pentru că nu mă interesează sau, din punctul meu de vedere, este o tâmpenie sau, mă rog, o prostie să te duci pentru de dragul că participi în Europa, să mergi pentru o etapă sau două etape, una-două etape, după care să ieși, să cheltui în jur de 30-35.000 de euro cu două deplasări din astea sau două etape din astea, să ieși afară, 35.000 este 1,5 miliarde, nu? Faci 4 cantonamente, să zicem, într-un an, sau 3,5 cantonamente. Nu e ușor, nu suntem un oraș sau un județ atât de un potențial financiar atât de ridicat încât să poți să te bați cu alte, cu o echipă gen Craiova, gen Brașov, gen chiar Brăila, mă rog, unde au bugete între 800 și 1.200.000 de euro. Deci cam dublu, triplu decât avem noi. Pentru că să înțeleagă, din acest buget care îl avem, 70% merge pe partea de organizare și 30% merge pe pregătire și pe competiție. Domnul profesor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și în această seară. Sunt convins că am mai fi avut subiecte de discutat. O lăsăm pentru o ediție viitoare. Vă urez baftă și sănătate pentru tot ceea ce înseamnă clubul de handbal, pentru că dacă nu sunt accidentări,
Sunt convins că lucrurile vor decurge așa cum ne dorim cu toții. Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație și să sperăm că spectatorii, suporterii, toți cei care sunt interesați de fenomenul de performanță vor avea satisfacție în acest an, pentru că e prima dată când apar într-o asemenea postură. Le urez un an bun, cu sănătate multă și cu bucurie alături de familii și de cei apropiați. Pune punct ediției din această seară a emisiunii Arena Sportivă. Rămâneți în continuare cu programele Sălăjeanul TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere!